Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încurcat-o de acum înainte prețurile biletelor de avion. Asta pentru început, că probabil că multe lucruri vor fi calculate la fel, dar prețurile biletelor de avion ar putea fi stabilite de programe de inteligență artificială personalizat. Inteligența artificială care este ticăloasă și numai inteligentă nu e. Deci un program care învață, asta face inteligența artificială, strânge date multe și învață. Ar urma să identifice prețul maxim pe care ar fi dispus să-l plătească fiecare client care, la un anumit moment, caută să cumpere un bilet de avion. Și dacă inteligența artificială a strâns date care arată că faci cumpărături online la anumite prețuri, că îți cumperi bilete de avion într-un anumit ritm, că îți plac călătoriile, simte că ai și ceva bani în conturi, îți verifică și alte cumpărături și va urca prețul, în mod evident. Scrie Corriere de la Sera. Cred că nu merge și în sens invers. Dacă te vede că n-ai mai... Ce da, mai pleacă, bă, săracule, de aici. Păi eu asta aștept, să-mi dai și mie cadou. Da. Auzi, de invitații pe avion nu se dau? Inteligența artificială nu o să dea. Companiile aeriene, de fapt, nici n-au nevoie de scumpiri prea mari ca să își mărească încasările, pentru că au volume foarte mari. Deci, de exemplu, în Statele Unite, Delta Airlines a încasat anul trecut 49 de miliarde de dolari de la pasageri. Un preț mărit cu 1% i-ar aduce încă 500, mă rog, aproape 500 de milioane de dolari, ca să înțelegeți diferența. Și ție nu se pare mult, adică în loc de 100 de dolari, ți-ar cere 101 dolari. Inteligența artificială te-ar mai ciupi de un dolarel. 500 de milioane de dolari numai din asta. Șefii companiei recunosc și se laudă că folosesc deja inteligența artificială în calculul prețurilor. Iată ce spune președintele companiei. Inteligența artificială ar putea ajuta la determinarea sumei pe care consumatorii sunt dispuși să o plătească pentru produsele premium ale companiei față de tarifele de bază. S-a închis produsele premium, știm cum faceți. Ne vrăjiți că numai pentru business o să fie așa și după aia ne băgați și la low cost. Cam același lucru face prin Europa Ryanair, care folosește inteligența artificială pentru așa numita gestionarea veniturilor, care determină apoi prețul biletelor. Uneori, pe rutele interne sau intra-europene, este vorba de numai câțiva cenți, explică directorul unui transportator low-cost, dar pentru un gigant precum Ryanair, de exemplu, chiar și 10 cenți de venit suplimentar pe client în plus, da, suplimentar, înseamnă aproximativ 20 de milioane de euro în plus la venituri. Și n-am nicio îndoială că asta urmează. De altfel, se știe de foarte multă vreme că la volume mari e suficient să ciupești puțin. Este absolut faimos cazul de acum mai bine de, cred că, 30 de ani, 40 de ani, American Airlines a descoperit atunci că poate face economii de 10 de mii de dolari la cheltuielile sale, scoțând, eliminând o măslină din salata pe care o servea la momentul respectiv pasagerilor. Că pe vremea aia încă primeai mâncare, știi? Și aveau niște probleme financiare și a venit un manager și a spus hai să scoate o măslină. Altfel, eu cred că atâta timp cât o să rămână la nivel de cenți și nu o să ne deranjeze prea tare în ordine, dar noi eu cred că o să ne adaptăm primii din Europa când o să fie vorba să ia amploare fenomenul ăsta. Și o să ne luăm bilete numai pe mătușa, pe mama, nu o să mai avem nimic pe numele nostru. Ăsta e frică. Deci, cu alte cuvinte, după ce ai spus tu, inteligența artificială o să se prindă că el își ia bilete pentru toate vacanțele în ianuarie. Nu toate mătușile. Și inteligența artificială o să dea eroare în România. O să-i dea prețuri de la nasoale lui Luca în ianuarie pentru orice vacanță își programează. Da. Sunt diverse trucuri, nu știu cât funcționează când îți cumperi bilete, să oprești localizarea pe computer, de exemplu, să intri cu user anonim, să cauți. Cât o să mai țină? Da, nu știu cât o să mai țină, iar asta cu mătușile nu funcționează la toată lumea. Mătușa Tamara, dacă mai ține minte cineva, mătușa Tamara. Auzi, da, chestia asta cu inteligența, ziceai că nu se aplică doar la avioane, nu? Presupun că nu, presupun că o să... O să se scaleze... O să aibă preț fix. Da. O să fie customizat pentru obiceiurile de consum ale fiecărui client și o să fie nașpa rău de tot. Știi ce? Mă gândesc că poate se prinde inteligența artificială și când își face Luca stoc de hârtie igienică. Și nu, dar să știi că... Coste mai mult. Dacă stau bine să mă gândesc, acum am un profil bun, că am zburat foarte mult cu Blue Air în ultimii ani, la niște prețuri imbatabile și s-ar putea să aibă probleme să-mi fac o ofertă.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.